Salutări tuturor, pauză la Pitești, 1-0, FC Argeș, FCSB, o gafă imensă a lui Vlad, o nouă gafă a lui Vlad, o gafă și în partea cealaltă, însă golul anulat pentru FCSB, dacă a fost sau nu, pe bune anulat golul celor de la FCSB, o să discutăm în următoarele minute aici în studio, alături de profesorul Grigore Sichitiu, bună seara domnul profesor. Bună seara. Și de colegul meu de la Gazeta Sporturilor, Alex Barbu, salut Alex. Salut. Domn profesor, cum vi s-a părut prima repriză, în primul rând? În primul rând, o repriză cu foarte multe acțiuni de poartă, care, da, pe de-o parte, FCSB-ul a oferit spații largi pe marginile terenului prin așezarea cu cei trei mijlocași, cu cei trei fundași centrali. Da. Și pot să vă spun că, de exemplu, Argeșul a avut 5 acțiuni numai în partea stângă, 5 acțiuni dreapta și 4 pe zonă, 14 acțiuni de poartă, da, care sunt rarități. Și asta numai datorită modului în care s-a organizat FCSB-ul defensiv. Da. Comparativ cu FCSB, care ne așteptam ca ei să vină și să creeze, ei deci ei au 14 și FCSB-ul are 8 acțiuni, okay, în total. Eu vorbesc, da, de acțiuni, da, de, da, poartă. Da, da. În termeni fotbaliștii se numesc asalturi asupra porții. Okay. Deci aceste asalturi asupra porții, 14 și cu 8, 22 de acțiuni, ceea ce se scrie în media europeană. O repriză cu 22 de acțiuni în ambele porți arată un fotbal care este orientat către un joc de atac. Okay. Ceea ce este o chestiune bună. Faptul că dintre toate acestea sunt doar 4 sau 5 acțiuni directe cu posibilitate de înscrie, asta este cu totul altceva, pentru că golul s-a înscris dintr-o gafă monumentală a lui Vlad, da, dar asta e fotbalul. Golurile, ci că cel mai multe se înscriu din greșelile adversarului. Ok, dar nu atât de mare. Alex, da, ce zici de prima repriză? Un joc haotic, deși multe fațe de poartă, câteva ocazii bune, dar un joc haotic, multe greșeli de ambele părți, culminat acest joc cu două gafe mari ale portarilor, da, una lui Vlad, da, concretizată de Argeșeni, și una a lui Grab, concretizată de FCSB, dar anulată de arbitri. Okay. Vom vedea probabil o să captura. Vedem, întâi, hai să vedem capturile după golul marcat de cei de la FC Argeș, golul care este și validat. O minge înapoi către Vlad, absolut niciun pericol, da, adică avea om în dreapta, putea să preia, să dea lui Miron, fără nimic, niciun fel de presiune, are timp să facă preluare, însă când vrea să întoarcă mingea înapoi la colegul său, Vlad încearcă, se răzgândește practic în ultima secundă, încearcă să dea acolo și după aia își dă seama că ar putea să îi se intercepteze pasa și fix atunci greșește, lovește prost mingea. Are un scurt circuit. Are un scurt circuit. Ce face o echipă în momentul ăsta? Adică ce semnal primește într-o echipă? Ce semnal se primește într-o echipă când portarul face așa ceva? În primul rând, jucătorii care gafează în asemenea momente sunt schimbați, da, pentru că nu mai dau încredere echipei. Toată echipa tremură pentru atunci, în momentul în care el este pus în situația, da, în care, da, trebuie să rezolve o fază de joc. Din momentul în care pierzi încrederea la jocul respectiv, okay, nu ești concentrat, nu ai reușit să te plasezi ca lumea, în proporție de peste 90% jucătorul respectiv trebuie schimbat pentru că te aștept să facă și alte gafe. Va fi schimbat? Credeți că va fi schimbat? Eu cred că da, numai dacă nu merg telefoanele. Am înțeles, ok. Deci, nu, la Pitești altfel, înțeleg că e. Deci nu, 5G. dacă bruiază rușii, atunci nu e schimbat. Da. Dar dacă nu bruiază, eu zic că telefonul vine automat, pentru că reacția celui care de fapt face schimbările, sunt, da, convins că va apărea. Acum depinde și cine e portarul de rezervă care să îi dea încredere mai multe echipei. Pentru că la ora actuală Vlad este într-o situație în care toată echipa normal este, cum să spun eu, tremură din cauza unei asemenea, da, gafe de e Târnovanu pe banca de rezerve a celor de la FCSB. Da, dar l-am mai văzut în poartă, l-am văzut în poartă și meciuri a apărat bune, chiar, da, foarte la bine. A fost senzațional. Da. Dar, da, FCSB, apropo de ce spuneați dumneavoastră, tremură din cauza lui Vlad de 3-4 ani. Doar asta face, cu asta se ocupă FCSB. Tremură din cauza lui Vlad. A câta gafă? Ia 10, 11 gafă de, da, acest acum tip. Patronul, am auzit o dată o explicație la un alt post de televiziune care spunea că l-a pedesit Dumnezeu că l-a furat de la Craiova. Și în cauza, da, aia, da, da, face gafă. La un moment dat voia să-l dea, va, da, gratis, va, dar nu mai știu.
pe aceea sumă de bani, da, 400.000 de euro, da, ceva de genul. Dar după care și-a dat seama că, de fapt... Că voia să ia rotarea și să-l dea. Da, și atunci s-a prins, hai mă, cum să... Asta a fost așa o... Da. Acum, de asta spun eu că depinde, la ora actuală, s-ar putea să nu aibă curajul să-l schimbe. Da. S-ar putea, dar... Curaj, crecare, dar nu cred că poate să o gândi că... N-ar, îl distruge, are distruge moralul. Are 5... Ah, nu. Nu te gândește la asta. Nu. Situația este extrem de... îți trebuie neapărat să iei măsură urgentă, pentru că gafa unui portar de asemenea, așa spun eu, de nivelul unui copil, dă foarte multă neîncredere întregii echipe și atunci echipa joacă cu foarte multă frică în apărare, nu cumva să mai tragă cineva la poartă, nu cumva să mai... că poate să mai ia iară să mai facă o gafă și pentru el este greu acum să se mai concentreze. N-a avut momentul ăla luciditatea să o dea în aut, să facă ceva. A vrut să răscândească în ultima secundă și astea sunt cele mai norocite situații. Bun, hai să vedem și faza din care FCSB teoretic egalase, însă arbitrul Hațegan a acordat fault în atac. Da, fault în atac a acordat. Da, fault la portar. Fault la portar. Trebuie să spunem că a fost și offside înainte la... Da, dar nu asta... Nu asta. El a... Uitați-vă. Deci Grea pune mingea pe mâna pe minge, Stoica urmărește, spre lauda lui urmărește în faza asta. E, întrebarea a fost dacă Grea avea mâna pe minge în momentul în care Stoica i-o fură, sau nu. Senzația mea, vă spun sincer, din prima a fost că Greab în momentul a pierdut mingea exact în momentul în care portarii au gestul ăsta, încearcă să o deci pun mâna pe ea, dar nu sunt sigur, le e teamă ca atacantul să nu le dea minge să le o fure, deși nu prea se mai practică, dar de teamă ca un arbitru neatent să scape momentul ăla, să securizeze mingea și fac gestul ăla și o aduc cu vârful degetelor, încă o dată. Mai încearcă să o mai ia o dată cu... E, ăsta e momentul în care Stoica... Da, foarte greu, e foarte greu și pentru Hațegan să vadă. E foarte greu, dar pare totuși că mingea e liberă în momentul în care Stoica corect, o ia. După imaginea asta este clar. Bine, acum întrebarea e, noi am prins... Eu am făcut captura asta, am încercat exact fracțiunea în care atinge Stoica mingea, dar poate fi o mică fracțiune. E chestiune de VAR. Eu cred că poate să aibă da. Și portarul mâna pe ea în timp ce jucătorul intervine. Da. Nu sunt absolut convins că este exact momentul în care Stoica atinge mingea, dar e acolo, adică e undeva la... Să știți că în toate fazele astea dubioase, arbitrii dau în favoarea portarului. Ok. Dau pentru că portarul este protejat de regulament și e foarte greu să-ți dai seama dacă a avut sau nu a avut mâna complicat. Pe minge. Oricum, și atunci ei merg după urmă, am fost observator atâția ani la arbitru, ei merg după ideea decât un gol înscris dubios, mai bine o decizie greșită. Ok, bun. Bună seara tuturor, un joc foarte modest, să nu fiu dur, nu poți avea pretenții la titlu tu FCSB sau la play-off cu tu FC Argeș. Fotbal jalnic, etapa asta la toate echipele avem comentarii, speculații și mult cir mediatic decât fotbal, mai mult decât fotbal, de aceea nu avem rezultate la naționale și în cupele europene jalnici. Am avut dreptate 1-0 la pauză pentru FC Argeș, zice altcineva. Ce rost mai are să ținem campionat de fotbal când unele meciuri sunt suspecte și echipele sunt praf? Nu mai vorbim de ieșit în Europa, suntem departe, trageți cortina, băieți. Să nu îi mai bage niciodată pe Vlad și pe Tănase la fel. Bun, reacția FCSB, ce așteptați acum? Au o bancă subțire, dar au câteva soluții, de exemplu Florinel Coman și Cheșeru. Da. Acum nu știu dacă va apela la Cheșeru după tot ce s-a întâmplat cu acest jucător, dar probabil că îi va acorda o șansă în această seară. Deci Coman și Cheșeru îi văd intrând din primul minut în repriza a doua. Coman și Cheșeru. Da. Mie mi-e foarte greu să spun cam la ce se gândește cel care face schimbările. Așa, de pentru ce? Că el ne-a obișnuit cu foarte multe surprize. Da. Adică noi judecăm într-un fel, iar el vede, s-ar putea cu totul și cu totul altfel. De aceea eu mă aștept la o surpriză. Okay. Nu se știe care, dar clar că echipa n-a reușit să tragă de două șuturi spre poartă mai sănătoase, de aceea cred că va forța cu un atacant de zonă centrală, Cheșeru, care este un jucător cu experiență și care... Ce ziceți de tratamentul ăsta lui Cheșeru? De care se... Nu merită așa ceva. A fost un jucător care are o evoluție de-a lungul timpului. Dom'le, dacă nu ai încredere în el, dă bună ziua și se scapă. Da, problema e că nu mai are unde să meargă acum. Dar nu poate, pentru că a bifat deja două exact. Clubi.
cluburi. Da, da, bun, nu mai e pe doi, dar măcar nu-l umili, da. Pentru că asta îmi pare cel mai rău, că un jucător care a jucat, a făcut și el tot ce s-a putut pentru echipele la care a jucat, acum ajunge să fie umilit că nu poate să joace în fiecare meci bun și nu dă goluri în fiecare meci. Păi n-a jucat foarte rău. Adică... Păi bine, și asta spun. Adică e nevoie de mai multă apreciere și de înțelegere a faptului că fotbalul este din ce în ce mai dificil de a te impune. Și atunci, fii înțelegător, pentru că fotbalul e făcut, vorba lui Cruyff. Cruyff zice, fotbalul este un joc foarte frumos, pasăm, ne simțim foarte bine, problemele vin atunci când apar adversarii. Deci asta e problema și mai ales că întreg fotbalul, nu numai la noi, da. Întreg fotbalul duce lipsă de jucători de careu. Foarte, foarte greu să impun mari jucători. Uitați-vă la Neymar, uitați-vă la atâția alți jucători, care, Messi, care jucători care bine, la reușeau. El și vârsta. Bine, domnule, eu spun, bine, Ronaldo, da. Poftim, da. Alt jucător de careu care nu se mai impune. Li s-a ars bujiile. Deci, domnule, trebuie să ai puțină răbdare. Asta e viața, ce se face? Da. Nu poți, într-adevăr, să joci permanent bine. Are și cheșerul, cât ai? 34, 32? Da, 35, cred. 35. E, totuși trebuie să-l înțelegi. Dacă lui Ronaldo nu-i mai iese, dacă lui Neymar nu-i mai iese, lui cheșerul tău vrei să fie cum era acum 5 ani. Deci, dar de să... ce-l mai iei atunci? Păi asta e întrebarea. Dacă le-ai adus, de ce să-l umilești? Da. Asta e întrebarea. Mi-e pare rău pentru jucători. Întotdeauna am avut un respect pentru ei, pentru că, din păcate, fotbalul este făcut din foarte multe nereușite și foarte puține reușite. Și atunci trebuie să ai răbdare. S-ar putea ca, într-adevăr, un jucător să joace prost 2-3 meciuri și să te scoate într-un meci în care ai nevoie. Deci ăsta e fotbalul. Nu e basket. Corect. Dar nu e atac și coș. Vreau să vă întreb o chestie. Dacă faza asta s-ar fi întâmplat în FCSB Faru și Vlad greșea așa? A, categoric. Păi acum vreau să-l văd pe Vlădoiu. Mai vorbește că poate Vlad, el a vorbit el cumva cu, cu cine? Cu Vlad? Vlădoiu cu Vlad. Hai să fim serios, domnule. Nu trebuie să te bagi în asemenea discuție. De asta spun. Am trăit și eu și perioada cooperativei și perioada cu tare. Trebuie să ai foarte, foarte multă prudență când te bagi într-o zonă la care e foarte greu să o demonstrezi. Deci, în momentul în care acuzi, trebuie să ai argumente. Da. Știți că pe Neajan l-au întrebat, Neajane, ai mai face ce făceai pe timpul cooperativei? Da. Și Neajan a zis, aș mai face, dar nu mai sunt oameni de onoare. Corect. Atunci, de asta spun, ai răbdare, nu te grăbi. Nu te băga într-o chestie în care e foarte greu. Și Gică Popescu are dreptate. Îl vor duce la comisie și îl vor suspenda. Bine, între ei e o chestie veche de la domnule, mondialul nu trebuie din să-mi spuneți că eram acolo. Am fost la Granatul Mondial din 94 în Statele Unite. Am fost acolo și cunosc discuțiile. Deci, Jean a fost un jucător... E o poliță pe care o plătește lui Popescu, cred că aici. Da, Jean a fost și jucătorul nostru la Rapid. Da. Deci, domnule, trebuie să ai foarte multă prudență, mai ales că el acum nu mai e jucător. Da. Un jucător mai spune și dă gol duminica viitoare, meciul următor și s-a scos. La ora actuală, tu, în calitate de conducător, trebuie să fii foarte prudent. Zic că, mai ales că fotbalul nostru, și mai sunt câțiva oameni în fotbal pe care nu vreau să-i numesc, care întrețin o atmosferă din asta de bălăcăreală și de... Da, de, mai de... sunt cine? Că nu știu, dar nu s-ar vreme, putea să da? Vedeți. Adică, domnule, tu ești conducător la un club și tot mereu discuți de ce se întâmplă la alt club. Dar ce, care-i treaba ta? Care-i treaba ta? De ce vrei să scrie despre tine? Asta este problema? A, cred că știu la cine vă referiți. Nu știu eu, nu știu, dar pe mine mă deranjează. Nu știți la cine vă referiți? Nu știu. Vă referiți la Mihai Stoica, care nu știu, mai este ca la Telecom. Nu, exclus. Da, exclus. E foarte cu minte, da. Ai zis un X. Am zis într-un... Ești în grafic. Da. Da, bine, eu și încă mai cred că FCSB nu poate să mai piardă încă un meci. Deci întoarce cum ar veni. Eu așa cred. Ok. Că atunci chiar într-adevăr ce caut acolo să lupte pentru campionat, că nu bate Miovenii, nu bate pe Faru și nu bate nici la Argeș. Mai ales că ar trebui să aibă altă atitudine prin faptul că au fost jigniți de către Jean. Au fost jigniți.
acuzați că au dat meciul, cu Faru. Da. Și atunci cred că ar trebui. E, iată că primul afectat a fost Vlad. Mulțumesc mult, domnilor. Ne revedem la final cu analiza meciului. 1-0 la pauză. FC Argeș, FCSB. Revenim în curând.